De la statele medievale, la granițele din ziua de azi, Europa a fost întotdeauna formată din numeroase popoare, cu diverse culturi și tradiții. Un loc al evoluției și al progresului. Mă numesc Trancă Maria Alexandra, sunt elevă în clasa 11 la Liceul Tehnologic Petrache Poenaru din Bălcești și aceasta este viziunea mea pentru Europa de mâine. Trăim într-o perioadă a tehnologiei și a rapidei dezvoltări, permițând-ne schimbarea și mijloacele de a ne ajuta reciproc. Europa visului meu este un loc lipsit de sărăcie, unde toți suntem egali și avem aceleași drepturi indiferent de naționalitate, gen, religie sau alte lucruri care ne definesc ca persoane. Un loc unde suntem liberi să ne exprimăm fără frica de prejudecată. Într-o lume perfectă am învinge poluarea și epuizarea resurselor. Am creat un mediu pașnic pentru flora și fauna. Am trăit într-o lume a păcii, lipsită de războaie, conflicte sau violență și cu toții ne-am simțit în siguranță. Europa a fost dintotdeauna o zonă plină de diverse culturi, un simbol al educației și al cunoașterii. Pot să-mi imaginez o lume în care toți avem accesul la educația dorită, unde ne-am împărtășit culturile și ne-am celebrat diversitatea. Sunt de părere că, prin efortul colectiv al oamenilor, aceasta ar putea deveni realitate. Dar mai întâi, trebuie să conștientizăm problemele pe care le avem, pericolul pe care le reprezintă și ce pași putem lua pentru a le putea combate. Astfel vom crea o societate, o lume mai bună pentru noi, cât și pentru viitoarele generații.